Peste 2000 de pelerini din mai multe colțuri ale țării s-au rugat duminică 12 martie 2023 în cadrul tainei Sfântului Maslu oficiată la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Slujba a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi, cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ierarhul de la Bălți a fost întâmpinat în fața clopotniței toți sfinții români în dangătul celor 13 clopote. În biserica acoperământul Maicii Domnului a așezării monahale a fost săvârșită taina vindecării. Oamenii s-au rugat cu multă credință și evlavie, atât pentru sufletele lor, cât și pentru cei dragi. De asemenea, au primit binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Antonie. Învățătorul ce să facă să moștenesc viața de veci. Chiar inimea și un evit ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și apropiindu-se a legat rânde, turnând pe ele unde lemn și vin. Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuind și păsările cerului cuiburi. Așa stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, rugăm-ne ție atotputernice să ne mântuiești pe noi, pe toți. Te dai pentru Iisusul rușelor și pe trebuie, de necutință și în boală de lungrasă. Care și pe mine este micul rușelui, păcătos, tu și avem după un rău rău, cel încurcat, în multe păcate și comuntat în față de zmerdărilor, Dumnezeu, Doamne, ce prorocul tău, Nathan, ai venit pe tare David, care s-a plăcut de păcatele sale, chiar de păcatele sale, cu căința lumea noastră. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ascultă-ne pe noi, care ne rugăm bunătății tale pentru rugii tăi aceștia spre bunurile frații noștri, și le iartă ca unul care nu ține minte răul. Părintele Dumitru Apetri, de la parohia Botoșenița Mică, protopopiatul Rădăuț, județul Suceava, a ținut un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre taina Sfântului Maslu. Spune Sfântul Apostol Iacob, rudă al Domnului, dacă este cineva bolnav între voi, să cheme preoții bisericii să-l ungă cu un de lemnul bucuriei. Ungerea cu un de lemn care se ungeau regii și stăpânii în Vechiul Testament, Dumnezeu Mântuitorul a adus-o prin Sfântul Maslu ca ungerea cea făcătoare de viață și tămăduitoare. Cu un de lemnul Sfântului Maslu se ung bolnavi cei sufletești și trupești și prin această ungere cu credință ei dobândesc tămăduire. Astăzi această Sfântă Mănăstire se îmbracă în straie de sărbătoare, pentru că titorul noii catedrale și viețuitorul sfânt al Maicii Domnului cu chipul sfințit al Maicii Domnului, Părintele Stareț, împlinește astăzi 33 de ani de preoție pentru Hristos,
33 de ani de viețuire în mănăstirea Hadâmbu, 33 de ani de jertfă, de încercări, de necazuri, dar și de bucurii. 33 de ani în care Părintele Stareț a vorbit cu Maica Domnului, Maica Domnului a arătat minunile sale cele multe. 33 de ani când primim binecuvântarea Măicuței Sfinte prin mâinile sfințite ale Părintelui Stareț. Ce bucurie mai mare să vedem această sfântă mănăstire, acest atos românesc, că de primești atât de frumos, de 33 de ani nu încetează minunile care vin rând pe rând prin credința noastră de la Maica Domnului. Dumnezeu v-a adus în această zi în număr foarte mare pentru ca să cereți milă și îndurare de la Dumnezeu și binecuvântarea Maicii Domnului aici unde este grădina ei, unde este locul ei, unde Maica Domnului vă primește cu dragoste prin sufletul de mare bucovinean al Părintelui Stareț. Preasfinția sa l-a felicitat la final pe arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, cu prilejul împlinirii a 33 de ani de când a fost hirotonit ieromonah, iar apoi i-a oferit 33 de trandafiri albi. Mulțumesc în preasfințitului Părinte Teofan pentru că a binecuvântat că în această zi să revin aici la Hadâmbu și vreau să vă mărturisesc că de fiecare dată vin cu multă bucurie, pentru că aici la Hadâmbu nu doar oficiem slujbe, aici la Hadâmbu ne odihnim sufletește, ne încărcăm cu Harul Duhului Sfânt și suntem aproape de Maica Domnului, pentru că noi știm că în acest spațiu Maica Domnului lucrează în mod aparte. Și trebuia să mai ajung aici și ca un fel de datorie, dacă vreți, pentru că eu reprezint aici pe basarabeni, dar basarabenii îl iubesc tare pe Părintele Nicodim, pentru că el iubește Basarabia și basarabenii și basarabenii, la fel îl iubesc Părintele Nicodim. El în o singură dată a trecut prutul și a adus multă bucurie în multe familii ale basarabenilor, cei mai nevoiași, pentru că Părintele este aproape de cei care trec prin încercări, prin suferințe, prin necazuri. Părinte, apreciez în primul rând grija mătale pentru credincioși, pentru că în post de fiecare dată aveți grijă și organizați, rânduiți taina Sfântului Maslu. M-am uitat astăzi cu câtă dragoste și câtă atenție ați mers până la ușă, ați dorit să fiți alături de fiecare. Taina Sfântului Maslu, așa cum a vorbit și Părintele Dumnezeu, este de mare ajutor, este o lucrare tainică, este vindecarea tainică a sufletului și a Duhului nostru. Este o rugăciune prin care invocăm Harul Duhului Sfânt în unde lemn și apoi prin unde lemnul sau prin făina care avem aici. Această Harul Duhului Sfânt lucrează în sufletul și în Duhul nostru. Noi toți avem nevoie de această taină. Părinte, Părintele ne-a spus că astăzi împlinește 33 de ani de slujbă. Noi ne bucurăm că Maicuța Domnului ne-a luminat și înainte de a ne porni, ne-a zis așa, luați 33 de flori și pușețele Părintelui. Da. Și să bucuri credincioșii și bineînțeles Basarabia te iubește, Basarabia te așteaptă și te invită să treci cât mai des prutul. Mulți ani! Mulți ani, Părinte! Pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți! Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani!
La rândul său, Părintele Starece a arătat recunoștința față de Părintele Episcop Antonie și față de toți cei ce s-au rugat împreună la acest moment duhovnicesc. Fiecare dată a rândit milostivul Dumnezeu în fiecare post să ne învrednicească cu prezența ierarhului și în ultimul rând cu această slujbă, taina Sfântului Maslu, care de folos ne este nouă tuturor. De mult așteptăm cu toții această binecuvântată zi. Preasfinția voastră, mă uit la pelerinii închinători care poposesc deseori în Sfânta noastră mănăstire. Cu câtă râmnă credință vin atâta distanță, vă închipiți că tocmai de la Cernăuț, Popșan, Ploiești, din toate zonele țării noastre, care au venit să fie vrednici de această mare binecuvântare și de prezența Preasfinției voastre. Avem nevoie cu toții de rugăciuni, avem nevoie cu toții de taina Sfântului Maslu, știind puterea rugăciunii de la Sfântul Maslu. Preasfinția voastră, nu știu cum am să vă mulțumi de fiecare dată, deși nu ușor vă este calea, trecând și o vamă, să spun, care îmi desparte. Și Preasfinția voastră aveți ce slujbe arhierești, aveți ce sfinții, poate. Și atât nu mă îndurați să ne lăsați de fiecare dată, răspundeți cu aceeași dragoste părintească și tot timpul când am avut nevoie, ați fost prezent în mijlocul nostru și a credincioșilor. Este o mare binecuvântare pentru oricea Sfintei noastre mănăstiri și, în ultimul rând, pentru toți credincioși și pelerinii care vin cu multă râvnă evlavie către Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni. Eu v-am încredințat de fiecare dată că nu numai la nevoie și la bucurie voi fi prezent în Basarabia. Îmi este dragă Basarabia și știți că eu sunt prezent când bunătatea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului și a fiilor mei duhovnicești îmi dă o pornire oricare ce mă ajută, eu am trecut prutul și imediat sunt prezent acolo, unii nevoie de mine nevrednicul. Smilește mine și fericire la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, viața mântuirii, la mulți ani să tăinuiți, pentru credință și mântuire. Am intrat în viața monahală și din mila Maicii Domnului, iată că se văd roadele. Roadele ca lucra mânuța Maicii Domnului peste tot, peste tot. Fiindcă, dacă vă uitați bine cei mai vechi, știți că era doar o ruină. Doar o ruină. Într-o cămăruță și-o de 3 metri am stat, am locuit și măicuța scumpă m-a scos la lumină. Și iată, a devenit o frumoasă sihăstrie, unde nu oricine ajunge aici. Măicuța Domnului aduce pe cei care o prețuiește și care vin cu adevărat pentru suflet. Vă mulțumesc și vă dau proții că existați și ne bucurați și să vă bucure Maica Domnului și să aveți grijă de dumneavoastră. Da? În Duminica Floriilor, pe 9 aprilie 2023, de la ora 17, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va oficia taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Hadâmbu.